În județul Iași, numeroase porțiuni de drum au dispărut sub ape. De dimineață s-a circulat cu greutate între Războieni și Bălțați, iar la prânz a venit rândul orașului Târgu Frumos să simtă atenționarea meteorologică de cod portocaliu. În Bacău, câteva mii de consumatori au rămas fără energie electrică. În județul Galați, ploaia abundentă căzută aseară a dus la creșterea nivelului pârâului Corozel, care a inundat circa 50 de locuințe și grădini din comuna Corod. În unele case, apa a ajuns și la 60 de centimetri înălțime. Pompierii au intervenit la fața locului cu bărci pneumatice, autospeciale și motopompe. În Neamț, o casă din localitatea Doljești a fost afectată de inundațiile produse ca urmare a ploilor torențiale căzute în ultimele 24 de ore, fiind avariată în proporție de 50%. În aceeași localitate a fost distrus un podeț și afectați 70 de metri. Meteorologii prognozează ploi abundente până joi dimineață. De asemenea, 29 de județe sunt sub atenționare cod portocaliu de inundații până mâine după amiază. Sunt vizate toate râurile din bazinele hidrografice aferente regiunii Moldovei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o nouă avertizare hidrologică. Cod portocaliu valabil de astăzi de la ora 14 până mâine la ora 16 și vizează râurile din bazinele hidrografice Bârlad, județele Iași, Vaslui, Galați, afluenții mici ai Siretului în județele Botoșani, afluenți mici ai Prutului, Avalde, stația hidrometrică Drânceni în județele Vaslui și Galați. Fenomenele vizate de aceste coduri sunt scurgeri importante pe versanți, torenți și puraie, viituri rapide pe râurile mici, posibile efecte de inundații locale și creștere de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.